Adela e cu noi pe fir. Bună dimineața, Adela, ne ați deranjăm. Bună dimineața. Să rămână, Adela. Ce făceai când, când te-am deranjat la telefon? Mă trezisem. Te-am trezit noi cumva? Mă trezisem de puțin timp. Ah, bun. Sărbătorești ceva astăzi sau de ce a zis Andreuța să te sunăm? Este ziua mea. Câți ani faci? 16. Păi atunci, la mulți ani! Sărna! Mulțumesc! Cum e viața la 16 ani? Cum a fost anul ăsta când ai 16 ani și în mod normal ar fi trebuit să fii numai plecată, să te ții de mână cu băieții, fără să vă pupați, bineînțeles? Cum a fost anul tău? Anul meu frumos în mare parte. Ok. De unde ești? Din Olăiașca. Nu știm unde e, județul? Munatul Mișan, județul Prahova. Okay. E în drumul. Hai să te întreb altfel, că, Ana, al meu coleg. De câte ori ai trântit ușa, i-ai trântit mai cât ușa în nas anul ăsta? Niciodată. Eu cu mama am înțeles foarte bine. Plus că nu mai e cea mai bună prietenă. Nu mai e la 16 ani, am înțeles. Nu, dar nici nu mai poți să faci pe aia să trântești cu să trântești ușa și să zici plec, că n-ai unde, n-ai declarație, ești în carantină mai ales. Da. Da. Adela, să fii fetița cu minte, nu știu ce zice la 16 ani. Ai grijă pe ce site-uri umbli, na. Nu știu ce se urează. Mergi la școală? S-a închis, s-a deschis? Cum e școala? Este online. Full online, da? Da. Te-ai săturat de training și pijamale, bănuiesc? Da. Adela, azi, pentru că e ziua ta, pune o rochiță pe tine. Adu-ți aminte de alte vremuri. Fii crazy, machiază-te dacă vrei. Deși nu ai voie decât după 22 de ani, dar azi, fii nebună. Sunt pregătit să fiu tată de fată. Da, da. Doamne, vrei să ne spui ceva? Da, calculăm. Așa, să fie 16 ani, să fie bunic de fată. Hai, ce m-am listrat. Piesa asta e pentru tine și numai pentru tine. La mulți ani. Mulțumesc. Ultimul